Te salut, Dana. În această seară vorbim despre publicitatea de pe online sau mai exact despre publicitatea de pe Google. Dar nu înainte ca să vedeți cine este invitatul meu din această seară. Tudor Plăcintă este expert certificat în Google Ads cu experiență de 10 ani. Este fondatorul unei agenții premium parteneră Google, trainer la prima școală Google AdWords din Moldova, cu peste 800 de studenți și este tată a 2 copii. Salut, Tudor! Salut. Și mă bucur că ești alături de noi în această seară. Spuneam că vorbim despre publicitate de pe Google. Mi se pare foarte interesantă tema. Și am să trec direct la subiect și am să te întreb: ce tipuri de publicitate avem noi pe internet sau pe Google? Pentru că mulți o vedem, dar nu ne dăm seama că ea este de la Google. Ok, bun, mersi mult de întrebare. Deci, în primul rând, aici noi putem să facem, să le împărțim pe câteva categorii. Și avem publicitatea pe care o vedem pe diverse site-uri de știri, de exemplu. Sunt publicitatea care o vedem pe rețele sociale și este restul, altă publicitate care de obicei, chiar dacă noi nu cunoaștem, ea este setat dintr-un singur loc sau așa numitul cabinet de publicitate de la Google. Păi iată, acest cabinet sau această publicitate care o setăm prin Google Ads este foarte diversă și noi practic o întâlnim în toate activitățile noastre de pe online. De exemplu, fie că facem anumite căutări în motor de căutare și în momentul în care sunt anumite rezultate în motor de căutare, unele site-uri sunt sponsorizate ca să apară pe o poziție mai sus sau mai în față. Păi iată, acele site-uri, ele plătesc ca să ajungă mai în față, ca și la concerte, dar de fapt tu plătești pentru un bilet mai scump ca să fii mai lângă scenă. Există publicitatea pe care o vedem pe diverse site-uri în format de tip banner și aceasta la fel este setată prin cabinetul de reclamă de la Google. Este foarte diversă, poți vedea, de exemplu, doar bannere simple, poți vedea bannere, așa numitele bannere de tip GIF, care se mișcă, care se schimbă, sau bannere animate, care sunt iarăși un alt tip de bannere și toate au scopul ca tu să ajungi sau să te atragă ca să faci click pe el, să ajungi pe site. Mai sunt și publicitatea video. Acea publicitate, chiar dacă în Moldova de câțiva ani nu mai funcționează publicitatea pe YouTube, sunt sigur că cei care călătoresc imediat au simțit diferența odată ce au pășit în altă țară și atunci când vrei să vizualizezi un video de pe YouTube, automat, odată la câteva minute, apar alte videouri, îți întrerupe video-ul tău și iată acest exemplu de alte videouri, da, sunt la fel setate ca publicitate. Și în ultimul rând, avem publicitatea în aplicații mobile, acele care le folosim zi de zi și pe care la fel ne ciocnim cu ele atunci când vrei să faci ceva, cumva ești impus să le privești sau ai nevoie să aștepți să privești până la urmă ca să poți seta dacă folosești o aplicație gratuită. Bine, mai sunt și altele, Gmail-ul, de exemplu, publicitatea pe harta Google, dar toate, la fel, și acolo poți să întâlnim publicitate. Și spune că suntem cumva obligați, știi, să privim această publicitate. De ce se întâmplă asta? Bun, deci e mai mult din punct de vedere economic, pentru că aceste aplicații care sunt gratuite și noi le folosim gratuit, ele au nevoie de bani ca să supraviețuiască, iar pentru ca să supraviețuiască au nevoie de a seta publicitate pe ele. Și apropo, nimijucit, toate aceste publicități pe care noi le vedem setate de la Google, ele cumva sunt în concordanță cu site-urile pe care sunt setate și cei care primesc publicitatea pe site-ul lor, deci ei câștigă un anumit comision din această publicitate. De exemplu, dacă un cost sau click-ul pe un anunț publicitar costă, de exemplu, 10 cenți, 5 cenți, de exemplu, pleacă la proprietarul site-ului și 5 către Google. Prin asta ei câștigă. Exact la fel și cu aplicațiile mobile. Ele fiind gratuite, ei setează ca atunci când tu te folosești de ele să fii nevoie să le privești, astfel ei câștigă din asta bani. Simplu. Și care ar fi diferența între publicitatea de pe online de cea de la TV, de exemplu? Pentru că avem același text, coloană sonoră, imagini. Bun, diferența este foarte mare. În primul rând, partea de
adaptare și adaptare după publicul pe care setezi. De exemplu, tu poți setezi o publicitate care să vadă doar doamnele cu vârsta 25-35. Tu poți setezi ca să vadă publicitatea doar cei din raionul, nu știu, Briceni sau Ocnița. Tu poți setezi ca să vadă doar cei care stau de pe telefonul mobil. Deci ai o flexibilitate și opțiuni foarte multe de a seta, targeta, mai corect spus, publicitatea astfel ca să ajungi cât mai aproape de public țintă. Noi mai vorbim de faptul că tu poți să vii cu mesaje personalizate. Dacă vorbim, de exemplu, de reclamele text, tu și eu, de exemplu, am căutat, de exemplu, albirea dinții, da? Sau servicii, nu știu, servicii de cleaning. Păi tu poți să pui aceste întrebări în anunțul pe care el l-a căutat. Sau, nu știu, în special dacă cauți niște ceva gadget-uri mai sofisticate în care tu specifici toți indicatorii. Păi asta, la fel, tu poți să indici în publicitate, iar utilizatorul căutând, văzând că tu îi oferi în publicitate ceea ce îl caută, el desigur că o să fie atras să fac click pe acel anunț. Care este legătura între publicitatea pe online și comportamentul omului? O, bună întrebare. Practic, toată publicitatea de pe online sau în mare parte publicitatea de online este targetată sau este adaptată după consumator. Și cum se întâmplă, cum lucrează lucrurile? Deci fiecare din noi, ca utilizatori sau cei care ne folosim de internet, noi avem un anumit comportament. Fie că citim anumite știri, fie că navigăm pe anumite site-uri, fie că facem anumite comenzi de pe diferite site-uri, fie că chiar ne-am lăsat datele noastre undeva, că suntem bărbați și avem vârsta respectivă și nu știu ce. Și toate, în baza la tot ce facem noi pe online, Google adună, și nu doar Google, toate site-uri, practic, adună informații și cumva le depozitează, hai să numim așa, undeva acolo și îți pune niște bife. Da, de exemplu, ție îți place internetul, ție îți place sportul, ție îți place mâncarea sănătoasă, ai vârsta aproximativ între asta și asta, ești femeie, că ești din Chișinău și tot așa mai departe. Și în momentul în care eu, pe de altă parte, ca advertiser care setez publicitate, eu îi spun Google, vreau să mă adresez doamnelor cu vârsta XY din Chișinău, care le place sportul, le place mâncarea sănătoasă, le place asta. Și atunci publicitatea apar la tine. Poftim! Și de ce este eficientă publicitatea? Da, este într-adevăr unul dintre cele mai eficiente moduri de publicitate, pentru că tu achizi pentru clientul pe care, hai să zicem așa, aproape clientul, da, potențialul client pe care tu îl aduci pe site. Deci tu achizi per click, în primul rând, unul și cel mai... Asta face diferența dintre publicitatea setată prin Google și alte tipuri de publicități. Tu achizi per click. Chiar dacă utilizatorul a văzut bannerul, dar dacă nu a făcut click pe banner, nu ai achitat nimic. Și tu rămâi doar cu statistica, că oamenii au văzut, dar nu ai achitat ca să-i ajungă tine pe site. Am vorbit despre achitare pentru per rezultat, așa cumva noi spunem. Faptul că tu poți să targetezi cât mai îngust publicul tău, da, să te adresezi cât mai îngust, cât mai focusat către publicul tău, asta ar fi a doilea motiv. A treilea motiv de ce este eficient, că tu ai o diversitate mare de tipuri de reclame, da, vorbim despre anunțurile în motor de căutare, vorbim de aceleași bannere, de reclamele video, de reclamele prin aplicații mobile, reclamele, chiar dacă la noi nu sunt valabile, dar în alte țări, reclame de promovare a magazinelor online. Deci tu ai o diversitate foarte mare de tipuri de reclame pe care le poți folosi în dependență de potențialul client. Bun, și mai sunt și alte mai mici motive. Și cred că tu ești axat mai mult pe publicitatea pe Google. De ce pe cea de pe Google și nu pe cea de pe rețele, de exemplu? Bine, cumva că mai mulți ani în urmă, deci am văzut așa o frază că dacă vrei să fii bun în ceva, trebuie să te focusezi pe un singur lucru. Și atunci eu am luat decizia ca să nu ofer foarte mult, să nu învăț sau să nu ofer foarte multe tipuri de servicii, dar să mă focusez pe un singur tip și să fiu cel mai bun în asta. Respectiv, cumva, asta și a dus la ceea ca să fim unul din puținele agenții
premium, parteneri Google în Moldova, să fim unii din cei mai cunoscuți în Chișinău pe partea de publicitate și toate lucrurile astea care de asta cred că sunt aici. Da, și iată de motiv că eu m-am focusat pe o singură direcție, eu am învățat și atunci zilnic nu am nevoie să mă despart în 3, 4, 5, 7 direcții pe care să le studiez, dar sunt focusat și urmăresc doar blogul pe domeniul meu, urmăresc influencer sau persoane specialiști pe domeniul meu. Asta nu înseamnă că noi nu facem și alte tipuri de publicitate. Cu agenția pe care o conduc, desigur că oferim și alte, dar nimeni nu știe de aici au pornit, adică eu ca fondator dintr-un singur tip de publicitate am pornit. Tudor, îți mulțumesc tare mult și vreau să-ți spun că eu acum în spate am să mă duc și am să fiu mai atentă la publicitate de pe Google. Cu mare drag. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu drag. Doina, eu între timp revin la tine și te sfătuiesc și pe tine să fii atentă la publicitatea de pe Google. Vezi că este o legătură între comportamentul nostru și ceea ce vedem acolo.